Echipele Societății Servicii Publice lucrează și în ultimele cartiere din Iași în care peisajele lasă de dorit. Acum cartierele beneficiază de gazon în spațiile dintre blocuri și flori multicolore pentru decor. Temperaturile ridicate și aerul greu de respirat sunt piedicile pe care salariații societății le întâlnesc pe teren zilnic. Noi continuăm cu amenajările cu gazon, printre altele, cu flori, cu arbuște, arbori, în perioada aceasta, bineînțeles. Este o perioadă mai puțin productivă, întrucât sunt temperaturi foarte mari și nici nu putem să plantăm la această dată, cu excepția gazonului. Și vom da mai multă atenție întreținerii. E cel mai corect ca să fie verde, nu? Nu urât, cum o spun alții, că poluează. Păi nu poluează. Că nu are ozon. Păi, dar n-am înțeles. Nu verdeața produce ozon, oxigen. Da? Așa că e foarte frumos. Cum s-a început peste tot. Nu numai în cartier aici la noi. Mai multe cartiere. Și în Dacia, și în Păcurari, și mai multe cartiere. E foarte, foarte frumos. Mi se pare un lucru foarte bun că începe să fac o schimbare, adică aici sunt stau părinții mei și înainte nu era și când am văzut pentru prima oară am fost foarte șocată, într-un mod pozitiv. Aceste inițiative reprezintă un pas important în direcția unui Iași mai verde, sustenabil și atractiv pentru toți locuitorii săi. Prin combinarea eforturilor administrației locale, cu excepții în domeniul peisagisticii, se prefigurează un viitor urban în care frumusețea naturală și dezvoltarea urbană se îmbină armonios.